Te invit să te așezi într-o poziție confortabilă în care să te simți relaxat pentru a parcurge următorul exercițiu. Acesta este un exercițiu potrivit pentru a schimba perspectiva despre o situație de viață care te preocupă. Și dă-ți voie acum să respiri profund din abdomen, conștientizând fiecare inspirație și expirație și aducându-ți atenția asupra acestui proces de respirație. Și cu fiecare inspirație și expirație te relaxezi din ce în ce mai mult. Iar respirația te ghidează să te aduci în prezent, aici și acum, în acest moment. Și continui să inspiri și să expiri, până când simți cum corpul tău este suficient de relaxat. Și cum lași să plece toate gândurile, emoțiile și stările pe care le-ai trăit peste zi până în acest moment. Și îți dai voie doar să respiri. Și te invit acum să vizualizezi că intri într-o sală mare de cinema. În fața sălii vezi un ecran mare, luminos. Și înaintând pe culoar, înspre acest ecran, îți vei alege un loc unde să te așezi. Pe ecran, în fața ta, începe să ruleze un film în care vezi o situație din viața ta care te preocupă, o situație în care tu ești implicat. Și din acest rol de spectator, te uiți acum la filmul poveștii care se derulează pe ecran. Și continui să inspiri și să expiri. Și privești. Te invit să te ridici de pe scaun și să alegi un alt loc în sală. Să te așezi pe acest loc și de aici să începi să privești același film care rulează în fața ta, de data aceasta dintr-un rol de observator. Ești observatorul care privește totul cu alți ochi. Și te uiți acum. Ce simt personajele din acest film? Care sunt reacțiile, gesturile, mimica lor? Cum se exprimă ele. Și care sunt acțiunile pe care ele le fac.
Care este dinamica dintre aceste personaje? Ce altceva vezi privind acest film? Și ce anume îți atrage atenția? Și privește. Privește ca un observator. Acum te invit să te ridici și să alegi un alt loc în sala de cinema. De data aceasta, vei privi același film dintr-un rol de regizor. Tu ești regizorul care se uită dintr-o altă perspectivă la acest film care rulează. Ce ai schimbat la acest scenariu? Ce-ai aduce nou? Și ce anume ai elimina? Ce ai schimba în povestea personajelor? Ce ai schimba în comportamentul lor, în reacțiile lor, în gestica și în mimica celor implicați? Și uite-te! Prin ochii unui regizor. Cum arată această poveste proiectată pe ecran acum că poți să o regizezi tu? Și privește. Acum te invit să te așezi pe un alt scaun, uitându-te de data aceasta la tine. Și continuă să inspiri și să expiri și să-ți aduci toată atenția asupra ta, asupra ceea ce simți tu. Cum te simți ca și spectator al situației de viață care te preocupă? Și uită-te cu atenție și dă-ți voie să simți. Iar acum întreabă-te cum te simți ca observator al situației de viață care te preocupă și uită-te cu atenție. Iar acum uită-te cum te simți ca și regizor al situației de viață care te preocupă. Care e dinamica? Și te invit să inspiri și să expiri, să-ți dai voie să observi ce anume s-a schimbat
și ce e nou și diferit după ce ai parcurs acest exercițiu. Și te pregătești acum să ieși din această sală de cinema și te ridici de pe scaun, pășești pe culoar și pas cu pas te îndrepți înspre ușa prin care ieși din această sală acum și continui să inspiri și să expiri și să te întorci în prezent, în acest moment, aici și acum.